Martinel avea în camara 264 de borcane cu miere și 117 borcane cu gem de mure. El îi dă surorii lui Marta 46 de borcane cu miere, iar Marta îi dă lui Martinel 55 de borcane cu gem de mure. Câte borcane cu miere și gem are acum în total Martinel? Ca să încercăm să rezolvăm această problemă, întâi și întâi ne. Notăm datele problemei. Despre Martinel, știm că avea 264 de borcane cu miere, o să prescurtez, și 117 borcane cu gem de mure, să zicem cu gem. Ce face el? Ce schimbări? Va face el în aceste două cantități pe care le, le are. Păi, odată îi dă Martei 46 de borcane cu miere și atunci, din numărul pe care l-a avut la început, vom scădea ce a dat. 264 minus 46 și rămâne cu 218 borcane cu miere. Apoi Marta îi dă lui borcane cu gem și atunci nu va mai avea 117 borcane, ci cu un număr mai mare. Cu exact cât îi dă Marta, și anume 55, și ne dă 172 borcane cu gem de mure. Apoi ne întreabă câte borcane cu miere și gem are acum în total martinel. Deci vom aduna cele două numere: 218 plus 172 este egal cu 390 de borcane în total. Varianta C de răspuns. Uh, la această problemă am mai fi putut găsi și o altă rezolvare, dacă v-ați gândit la așa ceva. Dacă ne spuneau că uh, îi interesează câte borcane are în total Martinel, puteam porni chiar să facem totalul borcanelor pe care le avea la început, și anume 264 plus. 117, obțineam 381 de borcane în total. Din... Și la acest număr intervenau niște modificări. Păi odată dădea și atunci am fi scăzut minus cele 46 și obțineam 335, apoi primește 55, 335 plus 55 este egal cu 390 de borcane. Același răspuns și prin această metodă, mai spun dată varianta C. La grădinița din pădurea magică sunt înscriși iepuraș și arici. Numărul iepurașilor este reprezentat de cel mai mic număr natural de trei cifre, care are produsul cifrelor 4, iar numărul aricilor este reprezentat de cel mai mare număr natural de trei cifre diferite, care are suma cifrelor 4. Produsul cifrelor numărului total de iepurași și arici este... Și aici trebuia să ne gândim care variantă dintre cele de mai jos este corectă. La început ne spun așa: Numărul iepurașilor numărul iepurașilor, cel mai mic număr natural de 3 cifre care are produsul cifrelor 4. Deci, dacă am un număr format din sute, zeci și unități și înmulțesc cifra sutelor cu cifra zecilor și cu cifra unităților, trebuie să obțin produsul cifrelor 4. Dacă ne cere cel mai mic număr, natural, atunci trebuie să ne gândim la variante de înmulțire, astfel încât la cifra sutelor să am o cifră mică. Păi, prima variantă ar fi să pun 1 la cifra sutelor, 1 ori 4 fac 4, cea mai putea să adăugăm ca să obținem un număr mic, încă un 1 și la cifra unităților să punem 4. Cel mai mic număr care îndeplinește aceste condiții este 114. Acum să vedem despre numărul aricilor. Ne spune să găsim cel mai mare număr natural de trei cifre diferite. Iarăși vom avea un număr format din sute, zeci și unități. Cu condiția că dacă adunăm cifra sutelor cu cifra zecilor și cu cifra unităților, să obținem răspunsul 4. Condiția este să fie cifre diferite. Ne gândim ce variante de răspuns am putea avea, ce am putea pune în locul literelor, ce cifre să folosim. Am avea, dacă ne-am gândit la cel mai mare, ne-am repezit și am spune numărul 400. Numai că acesta nu are cifre diferite. Alte numere, cifre adunate care să dea 4, ar fi 3, 1 și 0. Și acesta este chiar cel cea mai mare variantă. Depinde foarte mult cum așezăm cifrele până când găsim numărul astfel încât să respectăm. Cerințele problemei. Bun. Ce ne spune să facem? Să aflăm numărul total de iepurași și de arici. Adunăm cele două numere: 114 plus 310 este egal cu 424 de iepurași și arici în total. După ce am aflat acest lucru, ne cere produsul cifrelor, adică. Produsul va fi 4 ori 2 ori 4 este egal. 4 ori 2, 8 ori 4 este egal cu 32. Varianta de, de răspuns era cea corectă. Produsul uh, cifrelor uh, răspunsului final, 32. Dragonul furia nopții a învățat să zboare. Ieri a zburat de trei ori. De fiecare dată a parcurs cu 15 km mai mult decât la zborul precedent. Câți kilometri putea parcurge ieri dragonul în total, știind că la unul din zboruri a parcurs 130 de km? Dacă ați observat această problemă, avea și um, notarea că este o problemă cu răspuns multiplu. Deci nu ne... Oprim doar la o variantă de răspuns. Ce știm? Ce indicații avem din problemă? Că a zburat de 3 ori. De fiecare dată a parcurs cu 15 km mai mult. Începem cu prima variantă. Dacă prima dată ar fi zburat 130 de km, înseamnă că a doua oară ar fi zburat cu 15 km mai mult. 130 plus 15 este egal cu 145 și înseamnă al doilea zbor, iar a treia oară ar fi zburat iarăși cu 15 km mai mult decât zborul precedent, și anume 160 de km. Dacă adunăm cele trei numere, vom obține 435 de km. O variantă de răspuns. Dar. Dacă ar fi zburat a doua oară 130 de km, atunci primul zbor ar fi fost cu 15 km mai puțin și anume 115 plus 130, deja ne este ușor să găsim numerele, iar următorul zbor va fi de 145 de km. Adunăm cele trei numere și vom obține 390 de kilometri. Și mai avem încă o variantă, dacă ultimul zbor ar fi fost de 130 de km. Și atunci am fi început cu un număr mai mic, cu 15 decât 115 și acela este 100 plus 115 plus 130, răspuns 300. 45 de kilometri. Acestea erau și variantele de răspuns B, C și D. Șoricelul Kitz mănâncă de luni până vineri inclusiv în fiecare zi câte patru boabe de grâu și de două ori mai multe boabe de porumb. În fiecare sâmbătă și în fiecare duminică mănâncă un număr dublu de boabe decât mănâncă într-o zi din timpul săptămânii. Câte boabe de grâu și porumb mănâncă șoricelul în total în două săptămâni? Păi întâi să ne ocupăm de zilele de luni până vineri. Ce știm? Că în fiecare zi mănâncă patru boabe de grâu, să zicem așa, grâu, patru boabe și apoi de două ori mai multe boabe de porumb. Boabe de porumb de două ori mai multe înseamnă că vom înmulți cu doi, înseamnă că vor mânca 8 boabe de porumb. Asta ce înseamnă? Într-o zi într-o zi, iar această acțiune cu 4 boabe și 8 boabe o va face de luni până vineri inclusiv. Deci, 5 zile ale săptămânii. Bun. Hai să vedem ce înseamnă, ca număr de boabe. Putem să facem și așa, să adunăm 4 plus 8. Este egal cu 12 boabe într-o zi, 12 înmulțit cu 5. N-ați învățat această înmulțire, dar știți că putem să rezolvăm prin adunare repetată și atunci vom avea 12. De 5 ori este egal cu 60 de boabe de luni până vineri. Sau, o altă variantă pentru această uh, operație ar fi să ne luăm separat. Pentru boabele de grâu, să înmulțesc cu 5 da? pentru cele 5 zile, plus boabele de porumb erau 8 ori 5. Știm că, ca regulă de calcul, înainte se face înmulțirea, 4 ori 5, 20, 8 ori 5, 40, 20 plus 40, 60. Deci puteam gândi în două moduri diferite această parte a problemei. Apoi ce ni se mai spune? Că în weekend, adică sâmbătă și duminică, mănâncă un număr dublu de boabe în fiecare zi. Asta înseamnă că sâmbătă el va mânca 12 plus 12 plus 12 boabe, pot scrie și ori doi, că îl gândesc prin adunare repetată, adică va mânca dată 24 de boabe, duminică va mânca tot 24 de boabe. În total, în cele două zile ale weekendului, vom avea 24 plus 24, adică 48 de boabe. Ne interesează câte boabe mănâncă în total în toată săptămâna. Păi adunăm 60 și cu 48. 60 plus 48. Este egal cu 108 boabe într-o săptămână. Iar apoi, întrebarea problemei era cât mănâncă în total în două săptămâni. Adică, dublăm, dublăm numărul 108. 108 ori 2 și îl gândim ca 108 plus 108 este egal cu. 216 boabe în cele două săptămâni. Varianta corectă de răspuns, B. Iepurilă a cumpărat 5 morcovi și 5 mere, plătind 80 de galbeni, iar Bursucel a cumpărat 3 morcovi și 5 mere de același fel ca iepurilă, plătind 68 de galbeni. Câți galben trebuie să plătească Aricel, prietenul lor, pentru patru morcovi și 6 mere de același fel. Morcovii au același preț fiecare și merele au același preț fiecare. Pentru început, haideți să ne notăm ce cumpărături a făcut fiecare personaj. Păi, iepurila a cumpărat 5 morcovi. Și 5 mere pe care a plătit 80 de galbeni. Prietenul lui, Bursucel, a cumpărat 3 morcovi și 5 mere pe care a plătit 68 de galbeni. Acum, ca să aflăm cât va plăti aricel, prietenul lor, pe cumpărăturile făcute, trebuie să aflăm cât costă un morcov și cât costă un măr. Copii, ne uităm și puțin la numere să vedem ce se întâmplă în momentul în care ei au făcut aceste cumpărături. Fiecare a cumpărat 5 mere, și atunci asta nu ne schimbă nimic. În schimb, ce observăm? Iepurila a cumpărat 5 morcovi, iar bursucel a cumpărat doar 3. Acest, această diferență între cele două cumpărături ne aduce și la o diferență între sumele de galben pe care le-au dat fiecare. Ce vedem? Că iepurila are 2 morcovi în plus. purila are și o sumă de galben mai mare. Cu cât este mai mare? 80 minus 68 este egal cu 12 galben. De aici, ce concluzie tragem? Cei doi morcovi costă exact 12 galbeni. Și atunci putem afla prețul unui morcov printr-o operație de împărțire 12 împărțit la 2 este egal cu 6 galbeni. Dacă am aflat prețul unui morcov, putem înlocui în oricare dintre cele două uh, relații pe care le-am avut la început. Hai să începem cu iepurile că tot este el primul, el a cumpărat 5 morcovi, 5 ori 6. Plus 5 mere este egal cu 80. Ca să aflăm necunoscuta noastră și anume 5 mere, 80 minus 30 este egal cu 50. Un măr va fi 50 împărțit la 5 este egal cu 10 galbeni. Și am aflat și prețul unui măr. Acum nu ne mai rămâne decât să vedem cât a cheltuit prietenul lor Aricel, care a cumpărat Aricel 4 morcovi și 6 mere. Păi, 4 morcovi, Pentru cei 4 morcovi înseamnă 4 ori 6 plus 6 mere înseamnă 6 ori 10 egal 4 ori 6, 24, 6 ori 10, 60, 24 plus 60 este egal cu 84 de galben. Varianta corectă C. Castorul din Țos construiește un baraj pe râu. Pentru baraj a folosit un trunchi de copac. A tăiat tot trunchiul cu 5 tăieturi și a obținut bucăți de 4 metri fiecare. Apoi, tot prin tăieturi, din fiecare bucată a făcut bucăți mai mici de câte un metru fiecare. Câte tăieturi a făcut în total pentru baraj? Păi prima dată ce a făcut? 5 tăieturi și atunci ne gândim așa. Dacă au fost 5 tăieturi, asta înseamnă că el va obține 6 bucăți. Țineți minte că la ultima tăietură, ca două bucăți și atunci, întotdeauna, avem cu o bucată mai mult decât numărul de tăieturi. Bun. Ce ne spune mai departe? Că au a vrut să aibă bucăți de 4 metri fiecare. Asta înseamnă că fiecare bucată va avea 4 metri, zicem, ori 4 metri fiecare. Bun, mai departe. Tot prin tăieturi, fiecare bucată, adică din cele șase bucăți, a luat pe rând fiecare bucată și le-a făcut în bucăți mai mici decât de câte un metru fiecare. Păi hai să vedem câte bucăți mici a făcut el în total. Păi, o bucată mică, să zicem, din cele șase, care avea 4 metri, dacă a vrut să taie, să obțină bucăți mai mici de 1 metru, înseamnă că va face 4 împărțit la 1, 4 bucăți mici, să spunem. Bun, ca să obțină 4 bucăți mici, câte tăieturi va face dintr-o una dintre cele 6 bucăți? Păi va face 3 tăieturi. 4 bucăți vor însemna 3 tăieturi. De câte ori va avea el aceste trei tăieturi? Păi de 6 ori. 6 ori 3 este egal cu 18 tăieturi pentru toate bucățile mici și Aici, dacă vreți, era un fel de capcana a problemei, trebuia să nu uităm de cele 5 tăieturi de la început. Ca să aflăm numărul total de tăieturi, 5 plus 18 este egal cu 23 de tăieturi în total. Varianta C de răspuns. Meșterul Gepeto, ajutat de Pinocchio, cioplește numerele caselor din orașul său. Astăzi, numerele caselor cioplite de Gepeto sunt toate numerele naturale de trei cifre care au produsul cifrelor 24, fără să se repete vreun număr. Pinocchio a cioplit azi toate numerele naturale de trei cifre care au suma cifrelor 24, fără să se repete vreun număr. La sfârșitul acestei zile, Gepetto și Pinocchio vor primi pentru fiecare număr cioplit câte trei bănuți de argint. Câți bănuți vor primi cei doi în total la sfârșitul zilei? Haideți să vedem ce anume a făcut meșterul Gepetto. Păi el ce avea de făcut? Să cioplească toate numerele naturale unde întâlnea Produsul cifrelor 24. Bineînțeles, numere formate din sute, zeci și unități. Dacă înmulțesc cifra sutelor cu cifra zecilor și cu cifra unităților, să obțin 24. Primul nostru gând este ce cifre voi înmulți astfel încât să obțin produsul 24. Păi am avea așa o dată. Știm 6 ori 4 ca să-l transformăm în număr din 3 cifre, mai punem pe 1, 1 ori 6, ori 4. Ce mai știm din tabla înmulțirii? 3 ori 8, da? Și atunci aș avea 1 ori 3 ori 8, da? După aceea ne gândim așa că pe 6 aș putea să-l scriu sub formă de înmulțire. Și ce? Înmulțire va rezulta 2, ori 3, ori 4. Da? 2 ori 3 fac 6, ori 4, 24. Bun. Tot la fel aș mai putea și pentru 4. Și aș avea așa 6 și 4 să-l scriu sub formă de înmulțire, 6 ori 2 ori 2. Acestea ar fi toate variantele de înmulțiri, astfel încât să avem produsul 24. Dacă am scris acest lucru cu ajutorul cifrelor formăm numere. Pentru 1 6 4 începem și formăm numere. 164, scriem și perechea lui, să zicem. Inversăm cifra unităților cu cifra zecilor, 146. Apoi, pur și simplu, cum le spun eu copiilor, ne jucăm cu ordinea așezării cifrelor. Am început cu 1, începem cu 4 de data aceasta. 416, 461, apoi 6 pentru um, poziția sutelor, 614, 641. Și aceasta ar fi ar fi toate numerele pentru prima variantă. Haideți să ne notăm și câte numere sunt 6 numere, ne interesează la sfârșit să facem totalul tuturor numerelor 138. Formăm numărul 138, 183, iarăși ne jucăm cu poziția uh, cifrelor, 318, 381, 813, 831 din nou avem 6 numere. 234, 243, 432, 423, 324, 342, iar sunt 6 numere. A mai rămas ultima variantă, 6 x 2 ori 2 și putem forma 622. Aici sunt mai puține variante de numere: 262 și 226. O să pun aici săgeata și vor fi 3 numere. Dacă tot am scris pentru fiecare câte numere sunt, haideți să vedem și câte numere avut în total Gepetto, 6 ori 3 plus 3. Plus 3, 18 plus 3, 21 de numere, doar meșterul Gepetto. Am aflat câte numere a cioplit Gepetto, haideți să aflăm câte numere va ciopli Pinocchio despre el ce informații avem? Va ciopli toate numerele naturale de trei cifre care au suma cifrelor 24. Deci iarăși ne gândim la numere formate din sute, zeci și unități și dacă adunăm cifra sutelor cu cifra zecilor și cu cifra unităților, să obținem 24. Acum trebuie să ne gândim ce cifre putem pune astfel încât Răspunsul final să fie 24. Sfatul meu este să începeți cu cifre mari, de exemplu 9 plus 9, 18 până la 24 avem nevoie de 6. Aceasta este o variantă. Dacă am început cu 9, haideți să vedem cu 8 ce ar însemna. Păi ar fi 8, o variantă plus 9 plus 7 sau. Aș putea avea 8 plus 8 plus 8. Bun. Cu ajutorul cifrelor scrise vom forma numere. Primele numere sunt 996 și atunci avem numărul 996. Ne jucăm cu poziția cifrelor și putem forma varianta 699 și apoi 969. Pentru această variantă sunt trei numere. Apoi, 8, 9, 7. Scriem și inversăm cifra unităților cu cifra zecilor: 879. Apoi îl punem pe 9 la cifra sutelor: 987, 978. Acum este rândul cifrei 7 la cifra sutelor, 789, 798. Pentru această variantă sunt 6 numere și mai avem o variantă 888. Aici este doar un singur număr. Adunăm și numerele cioplite de Pinocchio. În total sunt 3 plus 6 plus 1, 10 numere. Trebuie să vedem câte numere au cioplit în total cei doi. Păi Gepetto a cioplit 21, Pinocchio a cioplit 10, în total 31 de numere. Dar nu am terminat problema, pentru că cei doi primesc pentru fiecare număr cioplit câte trei bănuți de argint. Asta înseamnă că vom înmulți cu 3 numărul 31, ca de obicei, pentru că voi n-ați învățat înmulțirea cu două cifre, putem să facem prin adunare repetată, 31 la adun de 3 ori, răspuns final, 93 de bănuți, atât vor primi cei 3. Primind bagheta magică, vrăjitorel își încearcă puterile în grădina castelului, unde are 600 de lalele albe, roșii și galbene. Cu ajutorul baghetei, transformă 110 lalele albe în 110 lalele roșii, apoi transformă 70 de lalele roșii în 70 de lalele galbene. Acum cele 600 de lalele sunt în număr egal, adică avem același număr de lalele albe, același număr de lalele roșii și același număr de lalele galbene. Câte lalele roșii erau la început în grădina castelului? Copii, pornim de la ultima informație, că la sfârșit cele 600 de lalele sunt în număr egal. Și atunci, dacă sunt 3 culori, descompunem numărul 600 în trei numere egale și vom avea 200, 200 și 200. Ce sunt acestea? Păi putem spune 200 de lalele albe, 200 de lalele galbene și 200 de lalele roșii. Pe noi ne-ar interesa numai lalelele roșii. Câte erau la început? Și ar trebui să refacem pașii. Păi cum am ajuns la cele 200 de lalele roșii? Prima dată s-a mărit numărul lor pentru că 110 lalele albe s-au transformat în lalele roșii. Și atunci scădem numărul 110 și vom avea 90 de lalele roșii. Apoi ce s-a mai întâmplat? Din cele roșii s-au transformat în, din 70 de lale, s-au luat 70 de lalele roșii și s-au transformat în lalele galbene. Acum trebuie să le punem la loc. 90 plus 70 este egal cu 160 lalele roșii. Atâtea lalele roșii au fost la început. Pepa are o cutie cu 24 de fursecuri. Ea vrea să termină cutia în 4 zile, mâncând în fiecare zi mai multe fursecuri decât în ziua precedentă. Câte fursecuri poate mânca Pepa în a treia zi, astfel încât numărul celor mâncate în ultima zi să fie de 3 ori mai mare decât numărul celor mâncate în prima zi? În primul rând, aici aveați o atenționare, erau răspunsuri multiple, și acum să vedem despre ce este vorba. Pepa, pofticioasă cum o știți, are 24 de fursecuri și vrea să le mănânce în 4 zile, dar nu oricum, ci astfel încât în fiecare zi să mănânce mai mult decât în ziua precedentă. Dacă am notat zilele prima zi cu A, a doua zi cu B, a treia zi cu C și a patra zi cu D, am putea și să punem și semnul. Mai, că în prima zi a fost mai puțin decât în a doua și așa mai departe până în a patra. Și să ținem minte că în a patra zi va mânca de trei ori mai mult decât în prima zi. Este o problemă care se lucrează prin încercări. Să zicem... Chiar să spunem așa, că în prima zi ar mânca un fursec. Mergem direct la a patra zi care înseamnă de 3 ori mai mult, 1 ori 3, 3. Ar trebui să punem 2 și nu mai avem ce să punem. Atunci varianta aceasta nu este corectă. Dacă în prima zi ar mânca două fursecuri, în ultima zi ar mânca 2 ori 3, 6 fursecuri, ce am putea pune 3. 4, 5, hai să punem cea mai mare variantă, dar dacă adunăm 6, avem aici 5 plus 50 și cu 6, 16 până la 24, mai avem destul de mult și atunci nici această variantă nu este corectă. Mergem mai departe. Dacă ar mânca 3 fursecuri în prima zi, în ultima zi obligatoriu înseamnă 3 ori 3, 9 fursecuri. Și acum să ne gândim: 9 plus 3 fac 12, până la 24 înseamnă o diferență de 12 fursecuri pe care o putem împărți în cele două zile. Păi cum ar putea? Am putea să avem 4, respectiv 8, sau o altă variantă este dacă mănâncă 3, ultima înseamnă 9. Ar putea să avem 5, respectiv 7. Bun. Încercăm să vedem dacă nu cumva mai este vreo variantă. Dacă ar avea 4 fursecuri, în ultima zi ar însemna 4 ori 3, 12. 4 plus 12 fac 16. 24 minus 16 înseamnă 8 fursecuri. Oare le-am putea împărți? Obligatoriu aici ar trebui să punem 5 și aici 6. Ori nu am să pun 6 fursecuri și atunci această variantă nu mai merge. Nu mai încercăm mai departe pentru că nu are sens. În final, pe noi ce ne interesa? Să vedem câte fursecuri mănâncă în a treia zi. Păi poate mânca 8 sau poate mânca 7. Acestea erau și variantele de răspuns. Remi a fost la târg și a cumpărat cartofi, morcovi și ceapă. Pentru supă a folosit jumătate din cantitatea de cartofi, de două ori mai multe kilograme de morcovi decât cartofi și două kilograme de ceapă. Îi rămân câte 3 kg din fiecare sortiment. Dacă 1 kg de cartofi a costat 4 euro, 1 kg de morcov 2 euro și 1 kg de ceapă 3 euro, câți euro a cheltuit Remi pe legumele cumpărate? Noi știm așa că din fiecare sortiment, după ce a folosit, la sfârșit i-au rămas câte 3 kg. Noi putem spune așa, R au rămas cartofi 3 kg morcovi 3 kg ceapă 3 kg Ne-a spus ce a folosit pentru supă pentru supă a folosit jumătate din cantitatea de cartofi. Păi dacă i-au rămas 3 kg, înseamnă că la început a avut 3 ori 2, 6 kg. La morcovi ce ne spune? Că a folosit de două ori mai multe kilograme decât a folosit pentru cartofi. Păi dacă a folosit 3 kg la cartofi înseamnă că la morcovi odată a folosit 3 ori 2, de două ori mai mult, plus ce a rămas, plus 3, înseamnă că la început au fost așa, 3 ori 2, 6, plus 3, 9 kg de morcovi. Iar la ceapă au rămas 2 kg, 3 plus 2 egal cu 5 kg de ceapă. Bun, acum ne uităm și vedem cât costă fiecare kilogram în parte. La cartofi au fost 6 kg, a câte 4 euro, înseamnă 6 ori 4 este egal cu 24 euro pentru cartofi. Morcovi 1 kg costă 2 euro, 9 kg în total, 9 ori 2 egal cu 18 euro morcovi. Iar la ceapă, 1 kg costă 3 euro, sunt 5 kg în total, 5 ori 3 egal cu 15 euro pentru ceapă. Și ne interesează câți bani a cheltuit remi în total. atunci nu rămâne decât să adunăm toate uh, sumele, 24 plus 18 plus 15. În total ne dă 57 euro suma de bani cheltuită de Remi pentru toate cumpărăturile sale pentru supa minunată pe care o prepara. Vulpișor cântărește de două ori mai mult decât prietenul său iepurilă, iar Martinel cântărește de șapte ori mai mult decât iepurila. Știind că atunci când cei trei prieteni se suie pe cântar, acul acestuia indică 70 de kilograme, află câte kilograme cântărește Martinel. Haideți să vedem ce informații avem din problemă. Păi odată știm așa că vulpișor cântărește de două ori mai mult decât iepurilă. Dacă ne-am imaginat chiar o balanță, că tot este vorba despre cântărire, am spune că vulpișor ar sta în echilibru cu de două ori iepurila. După aceea, Martinel ar fi în echilibru cu de șapte ori iepurilă. Dacă l-am multiplicat așa pe iepurilă, asta înseamnă că el cântărește de șapte ori mai mult. Dacă cei trei se urcă pe cântar, și anume uh, vulpișor, Martinel și iepurilă toți trei ar cântări în total 70 de kilograme. Ne imaginăm că ar fi așa pe o balanță, da? și într-o parte și în cealaltă, și încercăm să vedem cum am putea să înlocuim ca să nu avem atât de multe necunoscute. Păi și ce observăm? Că în locul lui vulpișor am putea pune de două ori iepurilă. În locul lui martinel am putea pune de 7 ori iepurilă și bineînțeles îl punem și pe iepurilă în total 70 de kilograme. Ce observ? Cam așa, de două ori iepurilă, înseamnă 2, plus de 7 ori plus 7 plus încă o dată iepurilă, înseamnă că apare de 10 ori, multiplicăm pe săracul iepurilă, care înseamnă ca greutate 70 de kilograme. Dacă de 10 ori iepurilă înseamnă 70 de kilograme, iepurilă va avea 70 împărțit la 10, 7 kilograme. Pe noi ne interesează cât cântărește martinel. Păi dacă martinel este de 7 ori mai greu decât iepurilă, martinel va avea 7 ori 7, 49 de kilograme. Acesta era și rezultatul pe care îl căutam. Pentru călătoria sa cu măgărușul Dankei, Shrek a pregătit mai mulți morcovi. A pus în șapte cutii câte cinci morcovi și ce a rămas a fost insuficient pentru a completa încă o cutie. Știm că într-o cutie se pot pune maxim 5 morcovi. Întrebarea problemei, câți morcovi putea avea Shrek în total? Și la această problemă ați primit așa un semnal la început că sunt răspunsuri multiple. Deci nu trebuia să vă mulțumiți cu o singură variantă de răspuns. Păi ce știam? Că în șapte cutii a pus câte cinci morcovi. Șapte cutii, câte cinci morcovi, ne-ar interesa să vedem câți morcovi sunt în cele șapte cutii în total. Aflăm printr-o operație de înmulțire 7 5, 35 de morcovi. Ce ne spune mai departe? Că ce a rămas a fost insuficient pentru a completa încă o cutie. Păi ce înseamnă de ce anume avea nevoie să mai completeze încă o cutie? Avea nevoie de 5 morcovi. Asta înseamnă că ce a rămas lui este mai puțin decât 5. Păi ce variantă avem mai mici decât 5? Putem avea 4 morcovi sau 3 morcovi sau 2 morcovi sau chiar un morcov. Dacă ne întreabă ce cantitate, câți morcov putea să aibă Shrek, adunăm la 35, 1, 2, 3 sau 4. Și atunci Shrek putea avea 35 plus 1, adică 36 de morcovi, sau 35 plus 2, 37 de morcovi, sau 35 plus 3 este egal cu 38 morcovi sau 35 plus 4 egal cu 39 de morcovi. Acestea erau și variantele de răspuns 36, 37, 38 sau 39. La brutăria din satul Ștrunfilor s-au scos la vânzare 90 de plăcinte cu mere, cu dovleac și cu vișine. După ce s-a vândut același număr de plăcinte din fiecare fel, au rămas 45 de plăcinte cu dovleac, 15 plăcinte cu mere și nici o plăcintă cu vișine. Câte plăcinte cu vișine au fost? Haideți să vedem cum se rezolvă problema. Păi aveam așa: plăcinte cu mere, cu dovleac, și cu vișine, în total 90. Ce știm? Că s-au vândut același număr și au rămas 45 plăcinte dovleac și 15 plăcinte cu mere. Păi, dacă știm câte au rămas, și mai știm că aveam 0 plăcinte vișine, da? N-a rămas nicio plăcintă cu vișine. Păi, haideți să vedem ce înseamnă, ca număr, câte plăcinte au rămas în total. 45 plus 15 este egal cu 60 plăcinte rămase în total. Acum, dacă au fost la început 90, iar în final au rămas 60, să vedem câte s-au vândut. 90 minus 60 egal 30 plăcinte vândute și despre acest număr ce indiciu avem? Că s-au vândut același număr de plăcinte din fiecare fel. Dacă în total sunt 30 de plăcinte și 3 feluri diferite de plăcinte, ca să aflăm câte s-au vândut din fiecare, facem o operație de împărțire, 30 împărțit la 3 este egal cu 10 plăcinte, din fiecare sortiment, pe noi ne întreba câte plăcinte cu vișine au fost. Păi dacă la sfârșit au rămas 0 plăcinte cu vișine, înseamnă că de fapt erau chiar 10 plăcinte cu vișine. Acesta era și răspunsul căutat. Cei trei purceluși și părinților folosesc împreună o barcă cu care vor să ajungă pe cealaltă parte a râului de căsuța lor. Purcelușii au 24 de kilograme, 15 kilograme, respectiv 35 de kilograme. Tatăl lor are 60 de kilograme, iar mama 58 de kilograme. Barca are o capacitate maximă de, adică nu poate transporta mai mult de 60 de kilograme toți știu să văzlească. Aici ați primit și o indicație. Nu poate traversa prima dată unul dintre părinți pentru că barca nu s-ar putea întoarce goală la ceilalți membri. Care este numărul minim de traversări pe care le va face barca pentru ca toți membrii familiei să ajungă pe cealaltă parte a râului? O traversare înseamnă o trecere de pe o parte pe cealaltă parte a apei. Păi aveam așa, cei trei purceluși care aveau 24 de kilograme, 15 kilograme, respectiv 35 de kilograme și părinții, tata, 60 de kilograme, mama, 58 de kilograme. Acum cum putem să-i transportăm dacă nu poate depăși cele 60 de kg? Deci, tata, dacă merge singur, trebuia să ne gândim oare cum se întoarce barca. Aici era dificultatea problemei. Păi, prima dată pleacă dintre cei care au greutăți mici. Este o problemă pe care v-aș fi indicat să o fi rezolvat cu ajutorul desenului. Chiar să vedem acțiunea în sine pleacă 24 și 15, coboară 15, se întoarce purcelușul cu numărul 24, cu, care cântărește 24 de kilograme, pleacă tatăl care are 60 de kilograme și merge singur, coboară și acum pleacă purcelușul care a rămas pe cealaltă parte să văzlească el ca să conducă barca pe celălalt mal al râului. În continuare, iarăși trebuie să plece doi dintre cei care au greutate mică. Hai să-l mai plimbăm puțin pe 15, cu cine? Cu 35 de data aceasta. Coboară, să zicem 15, că poate a obosit, cât a văzlet cu toate că nu contează, se întoarce 35. Acum pleacă mama care are 58 de kilograme. Așa, coboară mama, pleacă din nou 15 și o să continui în partea aceasta ca să vadă toată lumea bine. Deci pleacă 15. Bun. Și cine se întoarce? Păi au rămas mama Mama a ajuns, tata a ajuns pe partea cealaltă și acum trebuie să se întoarcă purcelușii. Păi pleacă înapoi 15 cu unul dintre ei, să zicem cu 24, care a stat și s-a relaxat cam mult. Coboară 15, ce notăm și pe el. Mai pleacă odată 24 și se întoarce cu fratele său, care cântărește... 35 de kilograme și astfel ajung cu toții. Îl notez și pe 24 și pe 35 că au ajuns, da? toți membrii familiei. Și acum nu ne rămâne decât să numărăm toate săgețile. Păi am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 traversări va face barca. Răspunsul era 11 tra ver sări Familia Adams cumpără bilete pentru avionul care îi va duce la Paris. Pentru cele 150 de bilete puse spre vânzare, compania de zbor are o ofertă specială. Primele 10 bilete vor fi vândute cu 10 dolari fiecare, următoarele 10 bilete vor fi vândute cu 20 de dolari fiecare, următoarele 10 bilete vor fi vândute cu 30 de dolari fiecare și tot așa până la ultimele 10 bilete, care vor fi vândute cu 150 de dolari fiecare. Gomez și soția lui au cumpărat al 35-lea și al 36-lea bilet, fica lor a cumpărat al 50-lea bilet, fiul lor al 92-lea bilet, unchiul a cumpărat al 78-lea bilet, iar bunica lor al 141-lea bilet. Câți dolari au costat în total biletele pentru membrii familiei Adams? Bun. Păi, pornim de la ce știm. Că, în total, sunt 150 de bilete puse spre vânzare. Și acum era oferta specială. Primele 10 bilete. Păi, ce înseamnă primele 10 bilete? De la biletul cu numărul 1 până la biletul cu numărul 10. Acestea costau 10 o să fac și semnul că sigur vă place, 10 dolari. Mergem mai departe. Următoarele 10, ce va însemna? De la 11 și până la 20, acestea vor fi 20 de dolari. N-are sens să le scriem pe toate. Important este să vedem așa că 10A îmi indică și prețul ultima 10, să zicem așa, care este de la aceasta trec la următoarea categorie, îmi indică și prețul biletului. Și tot așa, tot așa, până la ultima categorie, care ar fi de la 141 până la 150, aici ar costa, cum am zis, 150 de dolari un bilet în această categorie. Păi, și acum, haideți să vedem să identificăm ce înseamnă. Dacă Gomez și soția lui au cumpărat al 35-lea și al 36-lea bilet, asta înseamnă că ei vor fi în, de la 31 la 40. Acolo se află al 35-lea și al 36-lea bilet. Asta înseamnă că ei vor fi în categoria de 40 de dolari biletul. Dacă sunt două persoane, 40 ori 2, pe care îl gândim ca 40 plus 40, este egal cu 80 de dolari, cei doi soți. Mergem mai departe. Fica lor a cumpărat al 50-lea bilet. Asta înseamnă de la 41 la 50. Îmi spune 50, exact 50 de dolari va costa biletul pentru fica lor. Mai departe. Cine a mai cumpărat fiul al 92-lea bilet? El se află în categoria de la 91 la 100. Asta înseamnă că biletul lui va costa 100 de dolari. A mai cumpărat bilet și unchiul al 78-lea acesta se află între 71 și 80, înseamnă că biletul unchiului a costat 80 de dolari. Și apoi bunica, că nu putem pleca și fără bunica, a cumpărat al 141 la bilet. Ea se află în ultima categorie, pentru bunica prețul biletului a fost de 150 dolari, mă scuzați, egal cu 150. Nu ne-a mai rămas decât să adunăm toate sumele de bani și anume 80 plus 50 plus 100 plus 80 plus 150 preț final 460 de dolari. Atâta au costat toate biletele familiei Adams.